Vrem să facem o aplicație care să ilustreze cum funcționează React Redux pentru a gestiona tranziția stării aplicației, componentele noastre din React. Și chestia asta o să o facem funcțional. Aplicația o să ne permită să comunicăm prin intermediul serverului într-o manieră de tip chat. Deci pe server vom avea un chat cu WebSocket, iar clientul pur și simplu va trimite mesaje. Mesajele nu vom suporta comunicare privată sau comunicare cu camere virtuale, pur și simplu toate mesajele ajung la toată lumea, dar userii își dau un nume și deci cumva spunem cum îl cheamă pe user și ce a zis. Pentru a ne face aplicația, uite, eu o să-mi creez un folder, fie în chat Redux, și în acel folder îmi voi crea partea de server în chat Redux. Voi crea un folder server. Voi merge în folderul respectiv și voi inițializa rulând npm init. npm init îl voi rula pentru a, deci în partea de server a aplicației mele, voi rula npm init. Pentru a-mi crea modelul de aplicație de Node de pe server. Rulez și eu și mă întreabă, vrei să se cheme server? Hai să zicem că vreau să se cheme chat server. Versiunea e ok. Hai să zicem că o setez la fel cum va fi și cea din React, dar contează mai puțin. Nu îi dau description, entry point-ul, aș vrea să fie index MJS, pentru că voi lucra cu module. Test command nu mă interesează, git repository nu mă interesează, nici keyword-uri și nici măcar autorul, licența este ok. Va genera un package JSON cu datele astea. Bun, în plus față de ce mi-a pus el acolo, eu am nevoie să lucrez cu, să folosesc WebSocket. Așadar, rulez npm install și WebSocket, componenta VS. Da? Deci comanda pe care o dau în partea de server, fiind în folderul server, este npm install și VS. Îi dau comanda și mi-adaugă componenta de WebSocket. Asta e ce am nevoie ca schelet să-mi genereze pe partea de server. Mă duc un folder mai sus, la nivelul la care am subfolder serverul și vreau să rulez node package executor npx să fac create react app application. Și o să vreau să se numească aplicația mea client. Deci comanda pe care o rulez acum este de la nivelul folderului părinte al serverului ca să-mi facă un subfolder cu client. Și dau să-mi genereze aplicația React. Și se apucă și îmi creează aplicația, scheletul unei aplicații React. În această aplicație o să vreau să adaug suportul pentru Redux și plecând de la această aplicație o să implementăm în ea partea de client cu notificări, cu actualizări de DOM, componente cu Redux. Bun, durează un pic descărcarea dependențelor și configurarea tool-urilor pentru aplicația React. Acum, ce o să facem noi propriu-zis, o să fie un server foarte simplu, vă zic cât avem timpul ăsta mort, un server foarte simplu care pur și simplu va accepta conexiuni pe WebSocket și în momentul în care primește o conexiune, o va monitoriza ca mesajele care vin de la ceilalți clienți să fie trimise de la un client, să fie trimise la toți. Deci, practic, serverul va face broadcast la nivel aplicației și nimic mai mult. Iar partea de client va consuma funcționalitatea asta. Clientul o să poată să își dea un nume, să facă login, după care va trimite mesaje și, evident, va primi mesaje din server, pe care le va afișa în UI, actualizând cu ajutorul reducerelor state-ul și, mă rog, tratând operațiile generate din UI și din server. Bun, acum își adaugă dependențele și încă puțin și o să putem să și folosim proiectul generat. Mi-a creat template-ul ăsta și am un subfolder client. Merg și eu în subfolderul client de acolo
Și în subfolderul client o să vreau să mai adaug două pachete și rulez npm install, se numește Redux și React Redux. Componentele acestea sunt pentru a adăuga suportul de Redux pe template-ul de aplicație React. npm install și chestiile astea. Bun. Și în curând o să pot să și încarc template-ul în Visual Studio Code și de acolo voi lucra. Am calea respectivă, pornesc Visual Studio Code. În Visual Studio Code mă duc și deschid folderul respectiv, și anume cel care conține cele două directoare, client și server. Bun, și am partea de server cu package.json-ul de aici. Acum, o să vreau să mai modific niște treburi pe aici. În primul rând, ce o să vreau să fac este să mai adaug o dependență, că am uitat, de dezvoltare. Un dev dependencies. Vă dau fișierul imediat cel termin de completat. Vreau să folosesc node monitor, ca dacă modific ceva în script să repornească singur. Deci adaug node monitor. Și versiunea aceasta mi-o completează mediul. Deci am adăugat node monitor. Corespunzător, dacă adaug node monitor o nouă dependență, trebuie să merg în partea de server și să rulez npm install ca să mi adauge și dependența nouă adăugată, să descarce și node monitorul. Ok? Și mai am ceva de făcut. Bine, mai fac eu un cleanup pe aici. O să vreau să am un alias care să pornească, să ruleze start, iar atunci când rulează, va porni node monitor și va executa index.mjs. Deci toată aplicația mea se găsește în index.mjs. Și deci aceasta este aplicația, configurația pachetului pentru partea de server și vă adaug în chat această configurație pe care package.json îl avem în partea de server. Bun. Acum, să ne adăugăm în server fișierul index.mjs. Lucrăm cu module și de aceea are extensia asta. O să vrem să facem un server care pornește un WebSocket. Vom importa și noi o funcție care se numește WebSocket Server și se găsește în pachetul VS, în acel modul WebSocket. Am importat WebSocket Server din VS. Creez serverul, definesc o constantă server, instanțiez WebSocket Serverul și când îl creez, îi dau o proprietate și anume portul pe care să rulez. Și îl pornesc pe portul 8080, să zicem. Bun, ce trebuie să fac cu serverul ăsta este să-l ascult și monitorizez și eu evenimentul de acceptarea unei conexiuni. Când acceptă un nou socket, execut ceva. Ce fac când acceptă un nou socket? Monitorizez socketul acceptat. Deci, cu socketul meu, o să execut on message. E evenimentul care se întâmplă când primește date de pe socket. Și ce fac când primesc date de pe socket este că execut un cod care să trimită datele la toți clienții conectați. Deci, practic, acest server este foarte simplu, nu implementează discuții private, nu are camere virtuale, nu ține grupuri de socketuri în vreun fel, de conexiuni. Ține o listă cu toate conexiunile și când primește ceva de la o conexiune, trimite la toată lumea. Face broadcast la nivel aplicație, fără să ne intereseze ce trimite, ce conțin mesajele. Ca să facă broadcast la nivel aplicație, îmi trebuie toate conexiunile. Dar obiectul server are o proprietate clients. Nici măcar nu trebuie eu să le adaug. Faptul că a acceptat conexiunea, voi găsi conexiunea în acest array. Și iterez și eu cu fiecare obiect client de acolo și execut client send de data. Deci tot ce face obiectul meu este, mă rog, serverul meu, este că așteaptă să se conecteze clienți la socketul, la WebSocket. Când acceptă o conexiune, așteaptă să primească date și când a primit date, trimite la toată lumea datele astea. Bun, eventual pot să indentez să se vadă mai clar ce și cum. Acesta este, deci, partea de server
și vă trimit scriptul server MJS pe chat imediat, în așa fel încât să putem continua de la punctul ăsta. Serverul nu va mai face altceva în el. O să-l pornim și o să conectăm clientul aia. Bun. Ce facem în client? Partea de client propriu-zisă. Clientul are un folder sursă în care avem aplicația și din care voi șterge și eu ce nu folosesc. Practic voi lăsa index.js și index.css. Restul nu mă mai interesează. Las că aștept prea mult cu ocazia asta și trebuie să se ieși din server. Deci îmi trebuie să păstrez indexul. Okay. Și restul de chestii nu mai am nevoie de ele. Indexul CSS și JS. Bun. În același timp, are un folder public din care păstrez doar HTML-ul. Bine, am zis că păstrez doar HTML-ul și n-am șters. Deci HTML-ul este ăsta și indexurile respective, serverul e server. Dar tot am șters package.json din server. Come on. Selecția asta e demențială. Bun, acum trebuie să fie ok. Deci, o să fac și cleanup ăstea, vă dau și versiunea care nu mai are toate prostiile astea pe aici, dar nu ar conta prea mult. Îi păstrez titlul, să zicem chat, și restul de chestii le șterg. Adică voi avea un tag în care injectez toate aplicația și cam așa. Bun, să vă dau deci versiunea cum arată în momentul de față. Pentru din partea de client pentru partea de index HTML care se găsește în public. Bun. Acum, ce vreau să fac propriu-zis? Ce presupune utilizarea Redux în aplicația React? Index.js-ul meu, care conține, e punctul de intrare în aplicația client. În primul rând, n-am nevoie de toate importurile pe care le face aici. O să vreau să randez în interiorul unui context, unui store. React-ul organizează starea aplicației prin intermediul unui store unic. Și în momentul în care se modifică din UI componentele, vrem să modificăm state-ul, trimitem operații, care operații sunt aplicate de reducere. Reducere practic execută transformarea, generează noua stare în urma execuției unei operații. Pentru a atașa store-ul de aplicația noastră, trebuie să folosim un element care se numește provider și care se găsește în React Redux. Deci import și eu componenta provider din React Redux. Practic, aplicația mea va fi generată în interiorul unui asemenea provider. Și creez providerul respectiv. Providerului trebuie să-i setez un store. Cine gestionează starea aplicației? Bun. Pentru a crea store-ul, îmi fac și eu un script. În sursa aplicației mai adaug un fișier, fie el store.js. Voi avea un singur store. În mod normal, aplicația React are subfoldere. Pentru store-uri are un subfolder stores, în care adaug ce subfolder, ce store am. Dar eu simplific pentru că nu am foarte mult. Bun, ce fac în store-ul respectiv? Store-ul respectiv va crea un obiect care să gestioneze starea aplicației folosind funcția createStore din Redux. Deci import și eu o metodă care se numește createStore și care se găsește în modulul Redux. Bun. Voi exporta rezultatul apelului funcției createStore ca și obiect expus default de modulul ăsta. Acum, când facem store-ul, trebuie să-i spunem care sunt funcțiile care
care sunt reducerele care transformă starea din store pe măsură ce se întâmplă acțiuni. Dar deocamdată facem store. Deci ăsta va ține minte starea aplicației, starea tuturor componentelor. Și în index import și eu acest store creat. Importăm componenta store din scriptul nostru și anume din .store. Și acest obiect îl furnizez ca și proprietate pentru store. În interior voi randa aplicația mea și îmi fac și eu o componentă, fie application, dar o să scriu cu AMI, care și restul de scriptul sunt tot în litere mici. În mod normal, ar trebui să am un subfolder de components în care să am componenta respectivă. Așadar, am și eu un application și aici scriu cu A mare, că obișnuim să numim funcțiile care creează componente cu litere mari, pentru că așa le referim și în tagurile componentelor. Asta trebuie să întoarcă ce se randeze în pagină și implicit randez și eu un div. Ba mai mult decât atât, voi avea și clase CSS și ăsta va fi un container. Bun, voi exporta default application-ul meu din modulul application. Va fi componenta care va rula aplicația efectiv. O să ne ocupăm de randarea ei la un moment dat. Deci, această componentă, bineînțeles, am și eu nevoie să o import. Import application din application. Din modulul application. Bun. Și asta e ce randez aici. Deci până acum ce fac este că folosesc tagul provider din React Redux ca să asociez un store aplicației mele, ca să țină starea componentelor acolo. Și am făcut aplicația în sine. Acum, aplicația, store-ul, pardon, are nevoie de reducere. Reducerele sunt funcții care execută care aplică operații, acțiuni, adică pe starea aplicației pentru a produce noua stare. Și uite, creez și eu un script în aplicația mea, fie el reducers. Pot fi mai multe, dar în cazul meu o să am unul singur. Și oricum trebuie să fie combinate în momentul în care sunt mai multe reducere și se creează store-ul cu mai multe reducere. Bun. Reducerul în sine pleacă de la o stare inițială. Și uite, o să definez și eu un initial state. Și reducerele sunt funcții care primesc ca argument starea actuală și acțiunea pe care să o aplice și întorc noua stare. Așadar, voi exporta și eu default un reducer, și anume reducerul meu se va numi chat reducer. Primește state-ul curent și acțiunea pe care să o execute și este responsabil cu a întoarce noua stare. Implicit voi întoarce state-ul curent. Dacă nu modific, nu întorc alt state, nu se va face render aplicației oricum. Dar deocamdată vreau să atașez un reducer store-ului. Deci, practic, funcționează așa. Aplicația are un store, ține starea componentelor. Când se creează store-ul, se atașează un reducer. Dacă sunt mai multe, se face un reducer combinat. Și, în final, se vor executa reducerele din interiorul lui. Am făcut store-ul, dar nu i-am dat reducer. Mă duc și import funcția chatReducer, mă rog, ce a exportat componenta mea din Reducers, iar atunci când creez store-ul, îi dau reducerul meu. Deci în felul ăsta, aplicația mea este legată de store-ul ăsta, iar store-ul este legat de reducerul care să producă noua stare a aplicației. Bun. Acum, o să avem nevoie să gestionăm acțiuni care sunt create de către UI și care sunt aplicate, trimise pentru a fi executate reducere, să se transforme aplicația cu prin aplicarea de acțiuni, prin execuția de acțiuni. Acum, acțiunile respective sunt create în UI
și sunt tratate în reducere. Să ne uităm un pic cam ce presupune, ce vrem să facem noi. În primul rând, care ar fi starea aplicației? Ce am nevoie pentru aplicația de chat? Am nevoie să știu care este userul și inițial să spunem că userul este undefined, că nu-i logat. Și o să mai țin o listă cu mesaje și inițial nu am mesaj. Asta va fi starea de la care pleacă aplicația mea de chat. Acum, ce face reducerul dacă este apelat cu un state undefined, deci dacă state-ul este undefined sau null, treaba reducerului este să întoarcă initial state-ul. Deci, cu alte cuvinte, la inițializarea aplicației pornește de la această stare. Ulterior, se va uita la tipul de acțiuni care se pot întâmpla și va actualiza, va crea noul state în urma execuției acțiunii. Haideți să vedem și noi cam ce acțiuni se pot întâmpla și să ne facem un script de actions. Acum, acțiunea în sine este un obiect care are un tip și niște argumente. Și ca să le păstrăm uniform, am putea să ținem proprietatea type pentru codul acțiunii și payload pentru argumente. Și dacă e un subobiect, o să punem în payload ce e acolo. Acum, acțiunile se creează într-un loc, sunt trimise de UI prin dispatch să fie executate reducere pentru ele. Deci, când creez acțiunea, îi dau un cod, un tip, dar când o tratez în reducer, mă uit la ce tip de acțiune este. Și ca să nu scriem o constantă în două locuri, haideți să ne definim un script de constante, fie el constants, în care să punem și noi codurile pentru acțiunile noastre. Și vom exporta aceste constante, ca de exemplu acțiunea login. Când se loghează userul, aș vrea să genereze o acțiune cu codul login. Când face logout, aș vrea să trimit o acțiune cu codul logout. Codurile, evident, trebuie să fie distincte, pentru că după valoarea aceea ne vom uita în reducer. Pe urmă, userul o să vrea să trimită un mesaj și să spunem că avem și noi acțiunea de send. Respectiv, va primi mesaje de la server și să spunem că avem și noi acțiunea de receive. Și avem codul pentru acțiunea de receive. Bun. Când creăm acțiunile, vom avea metode care să ne genereze obiecte din niște argumente venite de la UI cu codul acțiunii și payload-ul ei. Așadar, o să avem nevoie să ne importăm din constants diverse lucruri și vom avea metode care să ne creeze acțiuni. Uite, ca de exemplu să ne exportăm o constantă, fie ea login. Loginul este o funcție. Avem nevoie să știm cum îl cheamă pe userul nostru și să creăm o funcție, o acțiune pentru a face login cu argumentul respectiv. O să avem nevoie să importăm codul acțiunii login, pentru că vom crea o acțiune de tipul ăsta. Dar aici mai este o problemă. Acțiunile sunt gândite ca din UI când se întâmplă ceva, să trimitem acest obiect, se vor executa reducerele care trebuie să modifice starea când se întâmplă acțiune. Noi nu facem doar modificarea UI-ului, noi comunicăm și cu server. Avem nevoie când facem login să declanșăm de fapt trimiterea unui mesaj pe server. Motiv pentru care acțiunile noastre ar fi bine să primească și un context, să poată să acceseze un fel de middleware care comunică cu server. Deci toate acțiunile vor primi și așa ceva. Bun. Ce trebuie să întoarcă acțiunea de login? Trebuie să întoarcă un obiect. Și am convenit că toate acțiunile vor avea o proprietate numită type și type-ul va fi codul respectiv al acțiunii și un payload. Payload-ul o să-l numesc generic așa, dar va avea diverse valori. Bine, aș putea să pun un subobiect cu câmpul name și valoarea, dar până la urmă, pentru login, payload-ul e numele userului. Bun. Ce facem la acțiunea de logout?
acțiunea de logout nu mai are argumentul nume, pentru că, și anume, la logout nu mă interesează să-i setez un nou nume, va avea codul logout, nu va avea payload și eventual va avea nevoie de context ca să trimite către server chestia asta. Am o acțiune de send, când trimit un mesaj. Mesajul meu va fi un text. Bun, ce să fac la acțiunea de send? Păi, o să vreau să trimit tipul acțiunii send. Ok? Și corespunzător argumentul pentru acțiunea send. Acțiunea send are un payload și anume conține text pe care să-l trimită către server. Și mai am o acțiune când vine din server un mesaj, și anume acțiunea receive, care vrea să modifice UI-ul, primește un message din server. Nu e doar textul, ne spune și de la cine e. Și voi crea și eu o acțiune receive cu codul receive, iar în payload voi pune ce mi-a venit din server. Bun, deci acțiunile deocamdată nu sunt altceva decât niște metode utilitare care să ne creeze obiecte cu un cod și niște argumente. Ok, dar ce spuneam este că vreau să leg acțiunile de o componentă care comunică cu server, ținută în context. Pentru că atunci când trimit, când fac login, spre exemplu, pe lângă faptul că actualizez în UI, va trebui să și execut ceva pe server. În cazul meu, nu aștept după răspunsul operației server când fac login, dar în alte cazuri, când trag date sau modific sau salvez sau mai știu eu ce, acțiunea așteaptă să-și execute cu middleware-ul ce-i trebuie și în final actualizează UI. Deci acțiunea face mai mult decât doar că trimite un mesaj. Cumva este un punct de legătură cu partea de backend. Așadar, haideți să ne creăm un context, un script context, în care aș vrea să implementez un context React. Și acest context React să fie pus în jurul aplicației mele. Eu aș vrea ca aplicația mea să se execute cu un store și într-un context, într-un alt tag care să lege aplicația mea, componenta mea de context. Concret, contextul din React arată în felul următor. Pentru a crea context, a crea un context, se folosește un hook în React care se numește, nu un hook, e chiar o funcție, createContext. Deci o să import o funcție numită createContext, care nu are treabă cu Redux-ul, este chiar din React. Bun. Funcția React și nu React DOM. Funcția apelez și eu și creez un WebSocket context. Ok, execut metoda create context și dau ca argument, ca valoare default, valoarea null. Export acest obiect, export proprietatea context creată. Ok. Pentru a putea plasa obiecte în acest context. Bun. Obiectul meu va fi o componentă. Și uitați cum o să funcționeze. Va fi o componentă și ca atare trebuie să întorc o funcție care să creeze componenta și fac și eu o funcție anonimă aici care să creeze componenta. Are nevoie de un return ce să randeze în pagină. Ok? Și ce voi randa în pagină va fi un tag cu contextul meu. E o componentă. Trebuie să-i generez nu contextul, ci providerul. Să spun pentru contextul ăsta cine este obiectul care va răspunde apelurilor de rezolvare a contextului. Când o să fac use context, cine va răspunde? Providerul este ce
generez în pagină când folosesc contextul. Cum să vă imaginați că stau lucrurile? Uite, haideți să importăm contextul nostru. WebSocket context from modulul nostru se numea context. Eu aș vrea să îmbrac toată aplicația, să randez toată componenta ca și copil a ăsteia. Deci aplicația mea, vreau să-i dau acces la un context părinte reprezentat de acest WebSocket context. Bun. Ce va genera acest WebSocket context? Va lega providerul, cine ține obiectele de context, de această componentă. Și componenta fiind în acel context, când va folosi contextul, va accesa, de fapt, providerul expus de context. Ideea e că această componentă randează în domul virtual din React ceva și trebuie să păstreze ce i-am pus eu aici. Când se inițializează componenta, îi se dă acces prin properties la proprietățile date aici și la copiii de aici. Eu aș vrea când randez contextul ăsta să-i destructurez obiectul cu care este inițializat, preluând în variabila children în proprietatea children. Ce fac este de fapt așa. Când se randează ăsta, tot ce se găsește în interiorul tagului, voi putea accesa prin children. Și eu aș vrea când randez în locul ăstuia ceva, să generez providerul și în continuare să păstrez ce conținea în children. Adică să generez ce mi se pusese înăuntru. Deci să păstrez chestia asta mai departe. Deci contextul meu va lega de un anumit provider obiectul și va pasa înăuntru ce primise ca argument. Deci, practic, înlocuiește tag-ul cu chestia asta. Acum, providerul va fi ăsta, dar din el vreau să expun un value. Providerul trebuie să setez ce metode, ce obiecte, ce subobiecte expune contextul. La ce am nevoie? De ce am tot insist și de ce fac chestia asta? Am nevoie ca toate componentele mele să poată comunica cu server. Și trebuie să execute către server niște metode. Bun. Ce metode aș vrea eu să pot să expun? Păi uite, spre exemplu, aș vrea să am o metodă setUser prin care să pot să fac login sau logout. Și metoda asta va întoarce, va face ceva când fac setUser cu un nume. Și aș vrea ca în context să pot să-i apelez metoda setUser. Pe urmă, aș vrea să mai am o metodă cu care să pot să fac sendMessage către server. Și o să am un text cu ce mesaj vreau să trimit. Și metoda asta aș vrea să fie expusă aici. Bun. Aici eu creez un obiect in place cu proprietățile astea și valorile astea și le-am pus între acolade duble pentru că prima acoladă se referă la obiectul inline, iar acolada exterioară e de fapt că valoarea asta e preluată dintr-un obiect JavaScript. Și de-aia refer cu acolade obiectul JavaScript, component. Și atunci, aici practic creez un obiect in place care are două proprietăți, setUser cu valoarea constantei setUser și setMessage cu valoarea lui setMessage. Deci, dacă fac așa, obiectul meu de context are cele două proprietăți și am nevoie de ele în acțiuni. În acțiuni atunci când fac login, logout sau send, prin intermediul acestui context vreau să-i apelez metodele, să pot să fac acțiunile cu serverul. Și atunci, când fac login, voi apela context setUser, context setUser de nume. Când fac logout, voi apela context setUser de undefined, pentru că și anume nu mai e un nume de user. Iar în momentul în care fac send, voi apela context sendMessage cu argumentul text. Și deci am creat contextul, am inclus aplicația mea în context, am expus din context două metode, setUser și sendMessage. Și pe acestea le voi putea folosi, componenta va avea acces la context, când va crea acțiunile, îi va da contextul și contextul și acțiunile apelează contextul. Bun. Contextul e o parte mai complicată pentru că
el ne leagă practic de server. Acum, ce ținem în context? Pe lângă două metode utilitare să putem comunica cu serverul. Contextul mai are niște chestii importante de gestionat. Și anume, avem nevoie în context să gestionăm cum îl cheamă pe user. Asta n-ar fi o problemă. Putem să ținem undeva informația. Dar avem nevoie să ținem conexiunea WebSocket deschisă către server. Și atunci rețin și eu acest socket. Bun. Când se inițializează contextul, aș vrea ca dacă socketul meu nu a fost creat, să-l creez și să-l conectez la server. Și ce fac este că îmi instanțiez socketul ca fiind un new WebSocket. WebSocket. Trebuie să-i dau endpoint-ul la care să se conecteze. Acum, frumos ar fi ca endpoint-ul ăsta să fie tot în lista de constante, aici. Și voi exporta și eu o constantă pentru acest endpoint, fie el endpoint, sau backend, sau cum vreți să-i spuneți. E pe protocolul WebSocket. Eu îl voi testa pe mașina locală și e aici. Când voi face deploy, voi găzdui cu un server express, dar nu o să fac asta acum, voi găzdui cu un server express deploy-ul aplicației obținut prin build, iar adresele acesta de WebSocket, adresa este relativă la unde, de unde vine aplicația. Și e mai simplu de gestionat. Dar eu acum voi avea două servere. Un server care pornește WebSocket-ul în backend și doar WebSocket-ul și un server care găzduiește partea de dezvoltare a componentei aplicației React. Acum, pentru a publica cu Express WebSocket-ul, e un pic diferit. Trebuie creat un server HTTP, înregistrat Express-ul pe el și înregistrat WebSocket-ul pe acel server. Dar pentru a păstra simplu aplicația, am preferat să nu fac asta acum și eventual vă fac un demo ulterior cum se împachetează ca să fie publicată pe aceeași aplicație, atât aplicația React builduită, construită, cât și partea de WebSocket. Deci, momentan, sunt pe servere diferite. Ok. Deci, în partea de context, am nevoie să import endpoint din constants. Când pornesc WebSocket-ul, îl voi porni pe acest endpoint. WebSocket-ul respectiv trebuie monitorizat. Așadar, mă duc și eu la socket-ul meu. În primul rând, îi setez modul de transfer și anume binary type, îl setez ca fiind blob. Să transfere streamuri. După care monitorizez ce se întâmplă. Și are un event on message. On message execut și eu o funcție. Practic vreau să ascult ce vine din server. Eu voi avea două tipuri de triggere pentru acțiunile de modificare a state-ului. Un trigger este UI-ul. Userul scrie ceva, dă click pe un buton, din UI se declanșează acțiuni. Dar al doilea trigger este acest context care ascultă în backend, ascultă în background serverul. Deci conexiunea WebSocket, de pe ea pot primi mesaje. În momentul în care primesc mesaje, trebuie să notific UI-ul să răspundă la aceste mesaje. Bun, cum fac chestia asta? Deserializând ce vine din server. Problema este că din server pot veni datele în format text sau ca string, chiar dacă eu am setat binary type blob. Și trebuie să mă uit la event data dacă este de tip blob. Dacă e de tip blob, va trebui să-l citesc ca string de date ce vine din server. Dacă nu, o să fie un string. Bun. În esență, ce vreau să fac când îmi vine ceva din server? Vreau să trimit o acțiune și anume acțiunea de receive. Haideți să importăm și noi acțiunea receive din actions și când ne vin date, să apelăm acțiunea receive. Bun, cum apelăm acțiunea receive? Păi, executăm metoda receive să ne creeze acțiunea, iar argumentul acțiunii, ce vine din server, obținem dacă deserializăm cu JSON parse event data-ul din event data conține ce vine de pe socket ca text, pe else,
îl parsez și eu obțin un obiect JSON și execut acțiunea receive. Acțiunea receive prevăzută de noi, după cum vedeți, primea contextul și mesajul. Să nu uităm să-i dăm și contextul, că am făcut uniform, chit că ăsta nu-l folosește, dar am pus toate acțiunile să primească și contextul. Motiv pentru care aici să nu uităm că așteaptă și contextul. Contextul va fi acest obiect, context creat de noi. Deci, acțiunea receive are nevoie de ce a venit de pe socket, ce am deserializat. Problema este că acțiunea receive trebuie transmisă mai departe. Nu e suficient să generez obiectul, trebuie cineva să-l trateze. Ca să tratez, folosesc dispatcherul din framework, dispatcherul din React Redux. Pentru a face chestia asta, voi importa o chestie care se numește useDispatch și care este din React Redux. Bun, acest useDispatch e un hook, creez și eu un obiect dispatch, execut useDispatch, îmi creează o funcție și ori de câte ori vreau să trimit acțiuni, execut acea funcție cu acțiunea pe care vreau să o trimit, dispatch. Deci, abordarea este că generez acțiunea, când generez acțiunea, comunic și cu backend-ul, iar obiectul creat e trimis mai apoi pentru a fi tratat de redusere. Deci obiectul creat spune, uite ce operație vreau să faci. Bun. Așa tratez în cazul în care ce vine pe socket este un text. Dar dacă este un blob, trebuie să-l citesc. Ca să-l citesc, trebuie să-mi definesc o constantă, fie ea reader, să instanțiez un file reader, să citească string. Voi declanșa acțiunea de citire a stream-ului, apelându-i reader-ului metoda readsText. Deci cu reader execut readsText. Stream-ul este în event în proprietatea data. Ăsta e blob-ul. Dar trebuie să subscriu la evenimentul de onload al reader-ului când voi fi notificat că s-a terminat de citit și voi putea să declanșez acțiunea. Deci ce voi face în onload este că execut dispatch-ul acțiunii. Ok. Doar că datele de data asta nu mai sunt în data, ci se găsesc în reader în proprietatea result. Deci în felul ăsta, în momentul în care vine ceva pe socket, mă uit și eu. E blob? Da. Fă un file reader. Subscrie la încărcarea datelor de acolo, deserializează ce a citit și creează o acțiune de receive și fă dispatch, iar și asta declanșează citirea, iar dacă e text, pur și simplu deserializez text. Bun. Deci asta este ce fac pentru a monitoriza socket. Aștept să vină date, când vin datele, fac dispatch unei acțiuni de receive, ca UI-ul să știe că a primit de acolo ceva. Ok, ce fac în momentul în care setez user? Acțiunea de set user se întâmplă fie la login, fie la logout. Și haideți să facem și noi, pentru acțiunea noastră, un mesaj pe care să-l trimitem serverului. Ne uităm și noi dacă numele este nenul. Nu e undefined, de fapt, că noi cu undefined apelăm logout. Dacă nu este undefined, înseamnă că trebuie să creăm un mesaj de login. Îmi dă un nume și vreau să fac login. Deci setez un mesaj cu type login. Acum, aceste tipuri sunt din constantele respective. Hai să importăm login-ul. O să ne trebuiască cu siguranță și logout. Deci, când fac login, trimit către server un mesaj cu tip login și haide să-i setăm tot așa ca la acțiune un payload și anume numele. Deci când loghez userul, generez un mesaj de forma asta. La logout, trimit un mesaj cu tipul logout către server. Dar payload nu are. Cred că n-am stricat pentru că trebuie să afișeze și clientul. Numele nou este undefined.
dar userul din obiectul meu reținea numele vechi. Așadar, hai să zicem că logout-ul se întâmplă cu numele vechi. Bun, trebuie să actualizez numele userului, să fie nou nume. Când se loghează cu un nume, o să ții minte că îl cheam așa, dar când zice undefined la logout, o să șterg și nu va mai avea nimic ăsta. Și trebuie să-i scriu pe socket și execut send cu socketul meu și voi face serializarea mesajului. Fac JSON stringify the message și pe ăsta îl trimit pe socket. Login cu un nume în payload, logout cu vechiul nume în payload. Bun. Ce fac în momentul în care execut send message? Voi crea de asemenea un message, o constantă message. Mesajul meu va avea tipul, hai să zicem că avem un mesaj de tip chat. Mă duc în constante și mai adaug o constantă care nu se va referi la tipuri de acțiuni, ci la tipuri de mesaje de pe socket. Să spunem că am un mesaj de tip chat când trimit ceva. Da? Deci am coduri de acțiuni pentru coduri de tipuri de acțiuni, dar am și tipuri de mesaj. Întâmplător, login-ul și logout-ul l-am refolosit și la mesaj. N-am mai făcut încă unul dedicat. Și atunci o să import acest chat ca și cod de acțiune și voi genera mesajul cu codul chat. Iar la payload trebuie să-i spun două lucruri. Trebuie să-i spun de la cine vine mesajul și ce. Deci o să zic ceva de genul from, e userul curent, și textul este textul mesajului. Ok, deci payload-ul în cazul ăsta, hai să le scriu așa ca să fie mai condensat. Payload-ul în cazul ăsta va avea un subobiect. Când trimit mesajul de chat, îi spun tipul chat și argumentele astea. De la cine vine mesajul și ce mesaj e. Și ar fi trebuit să scriu text, două puncte text, dar cu shorthand property pot să scriu așa. Și voi serializa pe socket și voi trimite mesajul. Bun, așa arată, deci, componenta mea, componenta de context. Și haideți să vă dau și componenta de context, cum arată în final. Că nu o să mai modific. Componenta de context. Bine, între timp, nu știu dacă v-am trimis constantele, că le-am modificat și pe alea. Hai să vă mai adaug și constantele și undeva aveam și acțiunile la data asta. O să vină mai trimis și oricum le veți găsi pe GitHub. Bun, deci sunt în situația următoare, ca să încercăm să vedem pădurea și nu copaci. Am un index în care am atașat un store, am pus un context și voi avea componenta mea. Store-ul atașează un reducer. N-am făcut încă reducerul. O să tratăm ce se întâmplă. Și am făcut niște acțiuni, care acțiuni vor fi trimise de UI, pe de o parte, dar și de contextul care ascultă socket. Bun. Și am un context care ascultă socket-ul și face dispatch acțiunii receive, dar are și două metode pentru a seta userul, caz în care va trimite mesajul de login sau de logout, și unul prin care trimite mesajul de chat. Și aceste funcții le expune în afară, să poată fi folosite de acțiuni. Ok. Până aici am o parte a infrastructurii. Hai să facem reducerul, pentru că are o logică straightforward, după care să facem componenta care le consumă efectiv. Reducerul. Treaba lui este să modifice, să creeze noua stare a aplicației prin execuția de operații. De regulă, reducerele au un switch. Se uită după tipul acțiunii. Și evident, va trebui să ne importăm și noi constantele respective din constants. Pentru că, și anume, trebuie să avem aceleași coduri. Ce tipuri de acțiuni tratăm? Păi tratăm login, logout, send. Asta vin de la UI. Și din server ne mai vine și receive. Acestea sunt acțiunile, codurile acțiunilor. E bine să le avem undeva scrise cu o singură
să le scriem valoarea o singură dată undeva și să referim acele constante. Ca să nu ne trezim în situația nefericită în care le-am generat cu un cod și le tratăm cu alt cod. Bun. Și acum mă uit și eu. În primul rând, dacă nu știu să interpretez acțiunea pe default, nu întorc eroare. De ce? E posibil să am reducere, să am mai multe reducere în aplicație. Și o parte din componente să genereze niște acțiuni, alte componente, alte acțiuni. Un reducer va ști să trateze codurile pentru o anumită componentă. Dacă eu în ăla arunc eroare când găsesc un cod de acțiune pe care nu știu să-l tratez, nu e în regulă, pentru că opresc tratarea reducerelor, tratarea transformării stării, în loc să îl las mai departe să se ducă în reducerul combinat să execute celelalte reducere care probabil că unele dintre ele vor ști să trateze acele acțiuni. Deci, ca și best practice, e bine când nu știm să interpretăm o acțiune să nu facem nimic. Dar o lăsăm, întoarcem state-ul, nu se va regenera componenta, n-am creat un nou state. Tot ca și obligație, reducerul ăsta nu trebuie să-și modifice argumentele. Degeaba setez sub obiect în state-ul ăsta, că nu va intercepta React-ul modificarea și nu va reranda componentele. De asemenea, nu modificăm acțiunile. Nu vrem să facem schimbarea lor. Ele trebuie să rămână constante, fixe, că vor trece pe la toate reducerele și n-aș vrea să alterez pe măsură ce tratez cu un reducer să mai conteze și ordinea în care se execută asta. Așadar, mă uit și eu ce acțiuni se întâmplă. Ce facem la login, când se setează numele de user? Trebuie întotdeauna să întorc un nou state ca să mi se regenereze. Deci o copie a state-ului actual cu valori modificate. Pentru a face o copie a state-ului actual, pot să destructurez. Am luat state-ul, i-am preluat proprietățile într-un nou obiect și singurul obiect pe care îl modific este user-ul. User-ul, numele lui este în payload-ul acțiunii. Aia, come on. Payload-ul acțiunii, dacă ne uităm în momentul în care se crea acțiunea de login, ea seta codul login și argumentul numele respectiv în payload. Asta facem și noi în reducerul de aici. Deci, privind acțiunea de login, preluăm tot ce era în state, nu că ar fi fost foarte multe, și user-ul îl setăm cu valoarea venită din acțiune. În mod similar, procedez la logout. La logout, voi întoarce un nou state în care userul este undefined, respectiv lista de mesaje o șterg. Deci messages îl fac empty. Cu alte cuvinte, n-aș vrea să mai afișez ce văzusem înainte în discuție, ce mesaje erau, o să le curăț. Bine, acum destructurarea asta nu prea mai are sensul, pentru că eu am două proprietăți și le-am setat amândouă. Dar ca și best practice, ideea este că atunci când reducerul agregă în starea curentă și o modifică conform acțiunii, trebuie reducerul să preia ce e în stare și să modifice ce știe el să modifice. Bun. Ce mai facem dacă primim acțiune de send? Acțiunea de send UI o va genera în momentul în care vreau să trimit un mesaj tuturor userilor prin intermediul serverului. Și am două variante. Fie tratez din client treaba asta și când am dat send, automat și pun mesajul în lista de mesaje, chit că a fost transmis sau nu de server, sau aștept să-mi vină receive-ul și pe receive actualizez mesajele. Caz în care pe send n-am ce să fac. Ei, eu o să prefer să abordez, să las să vină mesajul din server și nu modific state-ul. Nu-i adaug mesajul pentru simplu fapt că l-a trimis către server. Întorc state-ul actual, nu îl pun în lista de mesaje, până n-a venit și la mine înapoi din server, drept dovadă știu că mesajul a ajuns și la celălalt user. Bun, și mai am un caz, și anume când vine receive. Receive-ul vine nu de la UI, ci de la context, de la asta care ascultă serverul, și de se întâmplă în momentul în care preiau niște mesaje de pe socket. Bun. Ce fac în momentul în care primesc receive?
În primul rând, preiau cererea în state și modific messages. Messages aș vrea să fie cât erau înainte, plus ăsta care a venit. Deci o să destructurez vechiul state, proprietatea messages, la care adaug action payload. Pentru că action payload, dacă mă uit în context, action payload conține ce pune receive-ul aici și receive-ul primește ce vine de pe socket. Iar receive-ul de aici punea în proprietatea payload, pardon, receive-ul, message-ul de venea de pe socket. Deci, cu alte cuvinte, ce fac în reducer este că atunci când îmi vine receive, pun în messages ce era în messages plus mesajul care se găsește în payload-ul acțiunii. Și în felul ăsta adaug la lista de mesaje un nou mesaj, ăla pe care îl primesc din server. Din server pot primi mesaje cu trei coduri, login, logout și chat. Deci nu e doar mesajul de chat propriu-zis, ci și acțiunile de login și logout. Pentru că dacă ați văzut, acțiunile care fac login și logout apelează contextul să facă send set user, spre exemplu, ăla e login și logout, iar set user-ul din context se apucă și trimite către socket mesajul cu codul respectiv. Bun, am terminat și reducer-ul, mai mult n-am ce să-i fac decât să tratez ce mesaje pot veni. Ok, și deci să vă dau și forma actuală a reducer-ului, al cărui scop este să modifice starea actuală aplicând acțiune. Ne-a mai rămas o singură chestie de făcut, dar destul de heavy, de măricică, și anume componenta aplicației. Deci până acum am făcut așa. Am atașat un store, am legat store-ul de reducer, am atașat un context, am făcut contextul să se conecteze pe WebSocket, să asculte ce vine, să notifice UI-ul făcând dispatch unei acțiuni. Am făcut acțiuni care, printre altele, apelează și backend-ul, trimit mesaje către server. Respectiv, am făcut reducer-ul, care, când primește diverse acțiuni, modifică state-ul. Și acum, aplicația propriu-zisă, componenta de UI. Bun. Aplicația propriu-zisă va folosi și ea diverse lucruri din state. Nu din state doar, ci din toată infrastructura. Right. Are nevoie să folosească state-ul. Păi, haideți să-l setăm. În primul rând, o să folosim componenta numită web socket context din contextul nostru. Bun. Ca să creăm o componentă, avem nevoie să folosim o funcție din React care se numește useContext. Deci, ca să facem contextul, folosim createContextul React-ului, dar ca să înregistrăm contextul, folosim useContextul React-ului. Bun. Aplicația noastră va avea nevoie să paseze contextul ca și parametru metodelor care creează acțiuni. Așadar, vom face useContext și vom da acest context web socket context creat în ăsta. Deci spunem useContext și anume ce context. Bun. Avem nevoie să gestionăm starea componentei noastre. Ne trebuie userul, cum îl cheamă pe userul logat, și ne trebuie mesajele pe care să le afișăm. În mod normal am fi folosit useState. UseState ne permitea să avem un obiect și un setter pentru el. Dar eu vreau să execut când se modifică, când se face trigger la acțiuni, să modific aceste obiecte în store-ul React-ului, în store-ul Redux. Așadar, voi defini nu ca și state, ci ca și selector. Pentru asta voi importa funcții din React Redux, o funcție care se numește useSelector și care este din React Redux.
UseSelector funcționează similar oarecum UseState-ului. Deci îmi dă posibilitatea să preiau într-un obiect valoarea unei proprietăți, unui obiect din store, și acel obiect să fie setat cu ajutorul reducerelor când se întâmplă acțiuni. Deci, în loc să fac useState, fac useSelector. Selectorul trebuie să... Cum funcționează useSelector? UseSelector. Din state-ul aplicației îi spun ce să preia în acest obiect. Și eu vreau să preia user. Userul se va modifica unidirecțional. Întotdeauna de la store. Deci store-ul mi-l dă prima dată când fac useSelector. În momentul în care se întâmplă acțiuni și se creează un nou state, îmi dă din nou userul noului state. Deci acest obiect va fi rescris întotdeauna de la store, din direcția store-ului. Bun. Mai am nevoie de un obiect gestionat din store și anume messages. Mesajele pe care să le afișez în UI. Acum, eu aș vrea să și editez să am un textbox, un input de tip text, cu ajutorul căruia să editez numele userului. Editarea o voi face de la UI spre model. Deci userul se actualizează de la model spre UI. Întotdeauna din store mi se dă cât e user. Eu vreau să pot să-l modific și din UI. Și să-l modific fără să mai fac trigger la acțiuni. Că pot să-l modific și din UI. Care e ideea? Eu am un obiect de model în care preiau ce scrie userul, numele userului, pe măsură ce scrie. Iar în final, când dă click pe butonul de login, sau ce-o fi acolo, atunci o să vreau să preiau valoarea acestui obiect. Și ca să pot să-l preiau pe măsură ce tastează userul, pe măsură ce modifică componenta de UI, nu o să pot să-l setez în store și e degeaba să fac operația de dispatch, să îi zic tot timpul, setează-mi-l pe ăsta că editează userul numele. O să vreau să am un obiect de model ca state al acestei componente și import și eu useState din React. Apelez useState cu userul empty inițial. Componenta aceasta mă va ajuta pe mine să rețin intern în această, mă rog, componenta, state-ul acesta, proprietatea aceasta, mă va ajuta să rețin intern în componenta mea valoarea introdusă de user în numele, în textbox-ul pentru nume. Când dau login, o să declanșez setarea prin intermediul unei acțiuni care îi fac dispatch, setarea userului din store. Bun. Și haideți să ne apucăm să facem cum arată componenta. Adică ce generez aici. O să vreau să generez totul într-un form. Am și un CSS care momentan arată așa. Hai să pun și CSS-ul, pentru că am zis că e singura chestie pe care nu o scriem împreună, o preiau, că n-avea sens să mai scriem și pe asta. CSS-ul încearcă să stilizeze nu foarte mult și nu foarte bine, dar, mă rog, e și el pe acolo. Deci, CSS-ul vi l-am dat așa cum l-am modificat acum. Deci, componenta mea va genera tot într-un form. Și în formul respectiv voi genera și eu ce vreau să afișez. Ca de exemplu, o să vreau să afișez textul user cu un label. Fie el user. Da, nu cu un label de ăsta, cu un label HTML. Ok? Și aici vreau să am un input cu care să pot să setez user. Bun. Valoarea inputului aș vrea să o preiau din proprietatea din state, numită name. Acum, când userul modifică acest input la onChange, aș vrea să execut o funcție care să-mi seteze userul. Și practic ce fac este că la evenimentul de change
execute setName cu ce se găsește în targetul ăsta, eventual fără spațiile din capete. Deci, practic, componenta mea, pe măsură ce userul editează, va prelua în state-ul, în proprietatea, în câmpul name, în variabila name, ce scrie userul aici. Totuși, aș vrea ca acest input să fie editabil doar dacă userul este în starea login. Deci aș vrea să-i setez proprietatea read-only. Când este read-only? Când userul este diferit de undefined. Deci dacă user este diferit de undefined, atunci aș vrea să fie read-only true. Când user a făcut login și are nume, nu mai editez câmpul ăla. Trebuie să fac logout ca să pot să editez câmpul. Bun, așa arată inputul prin care scriu numele userului. Vreau să mai am un input de tip buton cu care să pe care să scriu, spre exemplu, ceva. Acum, ăsta e butonul de login sau logout. Și textul de pe el depinde de starea aplicației. Spre exemplu, dacă userul este undefined, înseamnă că userul nu e logat. Și dacă userul este undefined, voi afișa login pe butonul meu. Dar dacă nu este undefined, voi afișa logout. Pentru că, și anume, are nume, deci s-a logat și acțiunea ar fi de logout. Când dau click pe chestia asta, aș vrea să execut o metodă care să seteze user. SetUser. Bun. Metoda setUser nu există, dar ne adăugăm noi aici o constantă, fie ea setUser, și va fi o funcție care, mă rog, va seta user. Nu scriu încă, dar vă dați seama ce o să fac. O să fac dispatch acțiunii care să seteze user. Bun, și așa arată butonul de login sau logout. Ok, acum ce facem mai departe? Aș vrea să avem un text box prin care să introducem, să scriem mesaj. Pun și eu un label pentru textboxul de mesaj. Fie ăsta message. Vreau să am un textbox, un input. Userul va putea să tasteze mesajul. Acum, la inputul ăsta mă interesează evenimentul de keyup, momentul în care userul tastează ceva și ridică o tastă, ca să pot să scriu, să dau enter și să se ducă mesajul în server. Deci ce fac aici este că atașez handler pentru on keyup și voi avea o funcție, fie ea send message. Bun. Mai am ceva de setat. Aș vrea să fie și ăsta read-only dacă userul nu este autentificat. Deci este read-only dacă userul este undefined. Similar cu ce făceam aici când scriam login. Și nu o să pot să scriu un mesaj dacă nu este autentificat user. Definesc o funcție, acest handler send message. Aici sigur voi avea nevoie și de event, pentru că o să mă uit la ce scrie în asta. Bun. După care mai am o singură chestie de făcut în UI, și anume lista de mesaje. Lista de mesaje. Am și eu un label pentru ele. Sau nici măcar nu mai întrebe label, pot să pun direct lista. Să zicem că le pun într-un div. Și div-ul respectiv va avea un anumit clas, și anume messages. Bun, ca să afișez lista de mesaje, ce mă interesează să fac? Păi, mă interesează să parcurg din state mesajele și să generez în UI chestii. Așadar, voi parcurge messages cu un for each. Nu cu un for each, mă scuzați, cu map, că vreau să generez pentru fiecare ceva, nu vreau să te întorc ceva pentru fiecare.
Și aici voi avea message-ul și index-ul. Trebuie să generez chei unice pentru fiecare element și așa că prefer să fac, să pun index-ul. Dar message-ul, eu știu că ce vine din server are două proprietăți. Are type și payload. Haideți să-l destructurăm și să preiau în proprietatea type ce are ăsta în type și în payload ce are în payload. Ca să nu mai prefixez cu message, pun nu știu ce. Bun. Acum, ce generez în UI depinde de tipul mesajului. Și tipurile de mesaje le aveam și eu în constante. Deci haideți să importăm ceva din constants. Și ce tipuri de mesaje primeam din server? Primeam login. Da, e textul ăsta. Login. Primeam logout. Și mai primeam mesajul de chat. Bun. Ok, fair enough. Și acum mă uit tot cu un switch. Cu un switch. După type. Right. Ok. Și mă uit și zic. Dacă este login, va trebui să întorc ceva, ca de exemplu o componentă să fie randată în UI, și voi întoarce pentru toate câte un div. Bun. Dacă este logout, dacă userul execut, mă rog, primesc de la server, de la distanță, primesc mesajul de logout. O să generez tot o componentă. Ce alt mesaj mai aveam? Mesajul de chat. Deci dacă am mesajul de chat. Și nu în ultimul rând, dacă nu e niciuna din astea, eu tot trebuie să întorc ceva în UI. Adică pe default. Bun. Ce o să afișez pe default? Păi nu știu, uite, să punem și noi aici în textul ăsta și să zicem că generez unknown message type și îl pun să afișeze type. Bun. Ce generez pentru celelalte componente? Când userul face login, când userul face, în primul rând, toate de aici trebuie să aibă cheie, nu merge dacă nu-i dau cheie, generez o corecție și trebuie să identifice unic elementele în corecție. Deci trebuie să le pun cheie. Sorry, dar n-am de ales. Inclusiv ăsta de aici, da? Cu unknown message type. Bun. Până aici, ok. Ce generez în interior aici? Păi uite, să zicem că atunci când, în primul rând, am niște CSS-uri și o să, spre exemplu, mesajele care vin din server, pardon, mesajele de login sau logout, au un, le stilizez și eu dându-le tipul admin, clasul admin, că vin de la administrator care spune că s-a logat un user sau a făcut ce a făcut. Acum, în mod normal, noi trebuia să avem o listă cu user sau un drop-down cumva și mesaje de login și logout nu le afișam împreună cu celelalte mesaje că s-a logat un user sau a făcut logout, ci le actualizam lista de user, dar n-am mai făcut așa ca să nu complic și serverul. Începusem azi noapte să fac, dar am zis, hai, lasă așa. Bun. Și pun un mesaj ceva de genul payload-ul este numele userului. Deci user nu știu care, cu payload, am pus și în bold chestia asta, has entered chat. Când a făcut login. Când a făcut logout, o să pun un mesaj absolut similar cu has left chat. Has entered the chat, has left the chat. Bun. Ce se întâmplă în momentul în care trimit mesajul chat? Păi, aș vrea probabil să am ceva de genul cum îl cheamă pe user și mă uit și eu aici în payload și asta are o proprietate care se numea from. Da? Să pun două puncte și mesajul. Și mesajul este în payload text. Deci,
Dacă ne uităm în cum arată mesajele, în context, când primeam un mesaj de aici, îi făceam receive și ce mesaj pot primi? Păi ce am trimis. Pot să trimit mesajul de login cu payload name, logout cu payload tot name, da, cel vechi, sau send ăsta care e mesajul chat și în payload am from și text. Și asta fac și eu în aplicația mea. Afișez from și text. O singură chestie aș vrea să mai fac aici, clasul CSS, aș vrea să fie, am două clasuri, unul dacă mesajul vine de la mine, de la userul meu și arată într-un fel mesajele trimise de mine, sau de la ceilalți utilizatori. Și atunci ce fac aici, în class name-ul ăstuia, deci îi setez cheia asta, dar class name-ul, mă uit și zic payload-ul ăsta, from, este tot una cu userul meu, este user. Dacă da, întorc CSS-ul me, dacă nu, întorc clasul other. Și în felul ăsta o să stilizez diferit mesajele care vin de la userul meu versus ce primesc de la alt user. Bine, aș putea să am avatar pentru profilul userului să-mi trimite un cod de user, să pun și o poză, dar nu e cazul. Nu face scopul discuția. Ce mai avem de făcut este așa, metodele send user și set user și send message. Care metode vor folosi context? Aceste metode sunt responsabile cu a declanșa login-ul și logout-ul, adică a face dispatch evenimentelor. Ca să facem dispatch, trebuie să includem din React Redux metoda care se numește use dispatch. Dispatcherul se creează funcția dispatch, apelez useDispatch. Și în momentul în care vreau să fac setUser, setUser este deci login sau logout. Ce face UI-ul? Și cam, ok, nu vedem pădurea de copaci, dar totuși UI-ul în sine, ce face este că face dispatch unor acțiuni pentru a modifica state-ul prin reducer. Și mă uit și eu, cum era userul meu? Dacă userul este definit, deci nu e null sau undefined, deci if user, atunci o să facem dispatch acțiunii de logout. Acțiunile se găsesc la noi în action, în actions, from actions. Îmi trebuie acțiunea de login, îmi trebuie acțiunea de logout și mai îmi trebuie acțiunea și acțiunea de send. Pentru că și anume voi trimite mesaj. De send. Dar nu se cheamă așa, mă scuzați, se cheamă în litere mici login, logout, nu sunt codurile de acțiuni, ci logout și send. Bun. Și deci ce facem în momentul în care aveam user și dăm click pe butonul de set user. Facem logout. La logout trebuie să-i dau, acestor acțiuni trebuie să le dau contextul, pentru că știți că acțiunile prin intermediul contextului se apucau și apelau, trimiteau mesaj pe server. Deci, UI-ul nostru, dacă userul era setat și am dat click pe chestia asta, atunci face logout. Altfel, dacă userul nu era setat, va face dispatch acțiunii de login, dar trebuie să-i spună pe lângă context și numele cu care se loghează. Și pentru asta ne-am setat un state pentru proprietatea name. Deci proprietatea name se modifică pe măsură ce userul editează acest câmp. Nu se setează în state, adică în store, pardon, în state, că state-ul componentei se setează, dar nu în store-ul mare. În momentul în care fac acțiunea de dau click pe login, pe butonul pe care scrie login, că n-am userul setat, atunci se face dispatch acțiunii de login, care acțiunea de login va comunica cu serverul, va trimite mesajul de login să știe și alți user că s-a logat ăsta și va crea obiectul cu codul login și payload-ul numele. Reducerul se va apuca și va vedea că vreau să fac login, voi seta numele userului ca fiind ăsta. Odată modificat userul, se va reactualiza componenta care folosește userul, și anume asta.
Bun. Acum. Și ce se va vedea modificat? Păi, printre altele, se va modifica aici read-only-ul și câmpul ăsta va deveni read-only, se va modifica butonul, nu o să mai scrie login, o să scrie logout, deci se actualizează tot ce referă user. Ok. Asta este acțiunea de set user. Ce facem la send message? Că și la send message e tot o chestie de gen. Send message se întâmplă la key-up. Deci userul tastează ceva și vrem când ridică enter-ul pe key-up să trimită mesajul către server. Deci, practic, ce trebuie să facem aici este să ne uităm eventul nostru, ce key code are. Key code, e codul tastei. Dacă ăsta e 13, înseamnă că a ridicat enter. A apăsat enter, i-a dat drumul și a trimis enter. Dar ne mai interesează ceva, ca event target, e controlul pe care a editat, value.trim, fără spații, adică .length, să fie mai mare ca 0. Adică să fi și scris ceva, că na, nu ne apucăm să trimitem mesaje aiure, care nu conțin nimic. Și dacă da, atunci vom face dispatch evenimentului de receive, de send, n-am cum să fac receive, nu, încă n-am trimis, de send. Și îi dau contextul și îi dau textul pe care l-a scris user în componentă. Și anume, ce a scris în ăsta fără spațiile din capete. Dar în același timp, șterg și conținutul componentei, ca efectul să fie că am tastat, am dat enter, a dispărut ce scrie în componentă și în UI și se trimite către server. Bun, asta este aplicația, haideți să o vedem rulând, pentru că știți cum e, indiferent cât de atenți suntem, tot ne scapă un type. Dar scopul nu e... Scopul e să facem aplicațiile să ruleze, așa încât haideți să vedem rulând. Bun, ce fac ca să rulez aplicația? Mă duc în partea, de, să vă dau și codul clientului așa cum este acum și vă trimit toate clasele. Nu că nu l-ați găsit pe GitHub, dar dacă tot l-am văzut împreună. Ok? Deci, mă duc în partea de server și rulez npm run start. Să pornesc serverul cu WebSocket. Și ăsta zice că mai e pornit deja un server pe portul ăla, pentru că asta zice că e already in use. Hai să identificăm care e serverul meu care mai merge pe portul ăla. Bănuiesc că aveam unul pornit. Pare că nu, dar... Ok. Reiau. Mă duc în server, rulez npm run start și a pornit. Bun. 8080 e foarte generic folosit, așa încât foarte des folosit. Am pornit server. Mă duc și pornesc încă o consolă, merg în partea de client și în client rulez npm run start. Același lucru pentru a porni React Tools, să pornesc serverul de dezvoltare al React-ului. Pornește serverul, îmi pune și un UI. Ok? Și trebuie să-mi randeze aplicația cu componentele alea și zice că nu există Redux Store, pentru că am făcut din completion un import aiurea în Store. Bun, hai să mă duc în Store. N-am vrut să modific, să scriu aiurea, dar uite că am făcut. Deci nu este Redux Store, ci e Redux. Doar Redux. Am salvat, repornesc. Acum zice că sunt alte probleme, că nu există chat reducer în reducers, chat export chat reducer. Hai să vedem ce foloseam noi. Asta zice și UI. Mi-are modificat și zice că chat reducer was not found in reducers. Bun. Și să vedem ce export făceam în reducerele mele. Exportam chat reducer ca default. Nu? Default function chat reducer. Așa îl folosesc oare? Deci unde crapă el, crapă în store, la importul de store. Hai să ne uităm aici. În importul meu de store. Așa îl folosesc. Export chat reducer imported as was not found in reducers. Possible export default. Da, pentru că eu vreau să destructurez și nu asta vreau să fac. Da, are dreptate.
Eu vreau să destructurez în chat reducer, dar eu aici în pachetul meu nu export o proprietate, export ca default. Adică tot modulul va fi ăsta. Și e corect, fie export fără default și cu numele ăsta, fie, cum de fapt intenționasem, în store îl includ fără destructurare. Adică ce exportă modulul, adică acea funcție, o import în obiectul CRedus. Bun, ok. Așa. Și îmi arată, UI-ul nu e grozav, dar, mă rog, îmi arată așa, da? Bun. Haideți să pornim în paralel doi asemenea clienți pe portul 3000 și să vedem și noi în paralel cele două aplicații client. Bun. Și uite, bunul meu prieten Andrei se loghează cu contul Andrei. Și observați, ăsta nu e logat, dar asta e o altă problemă, că primește chiar dacă nu e logat. N-am mai stat să tratez. Vă dați seama că el e conectat pe socket, că a pornit aplicația, dar nu e logat. Și atunci, na, cumva n-ar trebui să primească mesaje de altora până nu s-a logat, dar asta e side effect. Și zice, user Andrei has entered the chat. Și, nu știu, vorbesc eu cu mine însumi, dar cu alte nume. Se cheamă într-un fel. Schizofrenie, cred. Anyway. Deci, acum primesc mesajele de la admin cu un anumit stil, acela de clasul de admin. Și arată așa, pot să le fac mai drăguțe, dar nu ăsta era scopul discuției. Așa, și am userul respectiv. Dacă fac logout, o să-mi șteargă toate mesajele, o să-mi lase doar ultimul mesaj că has left the chat, userul meu. Dar ăsta în continuare vede mesajele conform cu ce se întâmplă. Dacă mă loghez din nou, o să vadă că m-a logat. Merge, trimite un mesaj. Observați că atunci când eu dau, în primul rând că am făcut pe Enter, pe key app să trimit mesajul, după cum ați văzut, și stilul, pentru că ăsta este mesaj trimis de mine, arată așa box-ul, nu că aș fi stilizat mare lucrurile, dar aș putea, iar mesajul primit de la alți useri, în chat-ul altor user apare așa. Și mă rog, ăsta, Andrei zice da. Da? Și deci userului apare mesajul conform cu dacă e from-ul e el însuși sau nu, se stilizează. Acum, stilizarea CSS era ultima problemă și cu siguranță mai avem de lucrat pe aici. Dar, în final, aplicația funcționează de maniera următoare, ca și concept, așa de la 10.000 de metri privind despre ce e vorba, că pare uneori că transportăm musca cu basculanta pe contrasens. Deci, în esență, am vrea să avem un store care să țină state-ul tuturor componentelor care depind, care e cumva o chestie comună. Deci dacă avem o chestie specifică pe care numai componenta și-o gestionează, cum a fost cazul pe care îl vedeți aici de name, acel câmp în care editam numele userului până să dau login, chestia n-am pus-o în store și nu o gestionez cu acțiuni de transformare a stării, cu reducere. Chestiile care sunt comune, în cazul meu o singură componentă, dar aș putea să am mai multe și să-și partajeze elemente din state-ul global. Bașca există și state global, dar ne-am discutat de asta în React. Deci, chestiile care sunt comune, ar fi bine să fie puse într-un store. Ca să le punem în store, în rezumatul poveștii, procedăm în felul următor. La nivelul întregii aplicații, ne definim cu tagul, cu componenta provider din React Redux, ne atașăm store-ul. Store-ul se creează cu create store și când creăm store-ul, trebuie să-i dăm un reducer sau un reducer combinat din mai multe reducere. Bun. Deci, în felul ăsta am atașat să gestionăm starea componentelor într-un store și când se trimit acțiuni de modificare a stării, să se apeleze niște reducer. Acum, acțiunile propriu-zise sunt declanșate de către, în mod normal, de către două tipuri de trigger într-o aplicație asincronă web. Sunt declanșate de UI. Userul generează operații prin UI și ca atare vrem să modificăm state-ul la schimbarea UI-ului. Uite, ca de exemplu la mine, operația de login sau logout trebuie să schimbe chestia. Acum încerc să șterg aici și nu pot șterge. Da? Aici pot scrie în schimb, dar dacă o să dau logout,
o să pot scrie aici, dar nu o să mai pot edita în câmpul de jos. Și aici scrie login versus logout în timp, da? Deci, în momentul în care fac operații, UI-ul declanșează, vrea să modifice state-ul. Și ca să modific state-ul, pur și simplu refer obiecte din state, le preiau așa cu useSelector și preiau ce anume vreau din state. Le pot folosi în UI și ca să declanșez actualizarea lor, trimit acțiuni, fac dispatch. Folosesc dispatcher-ul și trimit acțiuni cu dispatch o anumită acțiune. E bine ca acțiunile să fie create de funcții dedicate într-o parte separată. Deci nu să mă apuc aici și să fac dispatch și să pun niște obiecte in place cu tot felul de chestii. Să fie clar că fac dispatch acțiunii logout cu niște argumente și undeva se creează aceste acțiuni. Da? Deci am un script sau mai multe care creează acțiuni. Dacă am mai multe componente, o să am și acțiunile grupate pe scripturi corespunzătoare componentelor. Nu o să fie una singură, un singur script. Acum, problema se pune că sunt două tipuri de triggere, spuneam. Triggerul de UI, care declanșează propriu-zis acțiunea că în UI se întâmplă ceva și la un handler se face dispatch unei acțiuni. Dar sunt și triggere declanșate de chestii din background, ca de exemplu ascultarea socketului în cazul nostru. Ascultarea socketului în cazul nostru înseamnă că atunci când ne vine un mesaj, trebuie să actualizăm UI. A venit un mesaj, vreau să-l pun în UI. Și fac același dispatch cu aceeași acțiune, dar inițiată de un eveniment, de un handler asincron de background, de tipul ăla. Acum, ce se întâmplă cu acțiunile? Sunt executate reducere. Reducerele primesc starea curentă a aplicației și acțiunea. Și treaba lor este să întoarcă o nouă stare. Nu au voie să modifice argumentele, totdeauna întorc o nouă stare, nu pasta cu alte proprietăți schimbate, ci copia ei. Dacă întorc tot pasta, nu se va regenera UI. Trebuie să fie un nou obiect. Bun. Reducerele sunt simple, ar trebui să știe să calculeze noua stare la schimbarea unor stări și nu trebuie să se preocupe de a modifica, adică punctual ele acționează ca un chirurg, fac o chestie pe o treabă punctuală. Bun. Ce problemă avem legată de comunicarea cu backend? Comunicarea cu backend-ul se face cu niște middleware-uri. Adică ideea este că acțiunile sunt, facem dispatch din UI acțiunilor pentru a fi tratate cât mai repede de reducere, în mod sincron, ca să actualizeze UI-ul. Dacă eu dau click pe butonul de logout și durează foarte mult până se întâmplă logout-ul în UI, atunci poate între timp ar trebui să fac butonul disable, să nu mai pot să dau încă o dată click pe el, adică cumva trebuie să fie responsive UI-ul. Și din cauza asta se consideră că tratarea acțiunilor trebuie să fie sincronă. Și reducerele n-au voie, spre exemplu, să-și ceară date din altă parte, să aștepte după ele și după aia să refacă state. Totuși, cineva trebuie să facă asta, că datele trebuie să vină de undeva, dacă vreau să salvez un server, dacă vreau să trag de pe server chestii. Pentru asta se folosesc middleware-uri. Eu am evitat să vă folosesc middleware aici, gen Tank sau Saga sau altele, pentru a nu vă complica și mai mult. Totuși am complicat atașând un context. Contextele se folosesc în React și fără Redux și scopul lor până la urmă este să păstreze obiecte atașate unor componente. Spre exemplu, în cazul nostru, exemplu tipic de nevoie de context este să ținem un WebSocket deschis. Deci eu practic aici în aplicație mi-am îmbrăcat odată toată aplicația într-un provider de store, dar am înglobat-o și într-un context pentru a ține socketul deschis și componenta asta să poată să comunice prin intermediul acelui socket deschis. Una este să ai contextul și să ții obiectul și alta este să declanșezi acțiunea. Aici, pentru declanșarea acțiunii, de regulă, se pot folosi acțiunile în sine, care, pe lângă faptul că fac dispatch către UI la o chestie, mai fac și execuția pe server. Execuția prin context cu un sistem la distanță.
un API care ne întoarce date sau ne salvează o conexiune de WebSocket, cum e cazul de aici. Dar în mod normal aceste lucruri ar trebui făcute în middleware, pentru că scopul este ca operațiile asincrone să nu afecteze UI-ul și caracterul responsive al UI-ului. Bun. Acum, o să aveți codul, de altfel este și pus pe GitHub, dar o să mai fiu actualizat și că l-am modificat, l-am tot ținut, am făcut azi noapte și l-am modificat pe măsură ce l-am prezentat colegilor în trei părți și veți găsi și codul. Nu codul în sine, promat, voi opri înregistrarea prezentării aici.